Între cei doi arbitri, când au fost aruncate de la Shattery pentru Zalo, a fost ok. Acum, dacă s-a dat pentru Brăila, normal, e din ce în ce mai dificil de acceptat. Tadic protestează în continuare. Din nou, unul dintre arbitrii s-a dus la masa oficială. Avem și un rezultat final de astăzi. UJO Lidon Cluj învinge Neptun Constanța cu 36-24. Dănuleț și Iordache sunt cei doi arbitri din Vâlcea care oficiază Zalăul cu Brăila. Vor fi ținuți cu siguranță minte de Gheorghe Tadic, acești tineri arbitri care, iată, au dovedit că au personalitate și nu sunt influențați de atmosfera de la Zalău. Incredibil, Branște în același colț aruncă la 7 metri și reușește să înscrie din nou 21-24 Zalău Brăila. Noi ne-am luat să controlizăm aruncările Zalăului de la 7 metri, dar și Brăila a avut vreo 5 în această repriză. Da, cam toate atacurile s-au finalizat cu aruncări de la 7 metri.